Acoperișurile mai multor blocuri din Șimleu, Silvania, au fost mulse de către vântul puternic. Rafalele de vânt au făcut ravagii în județul Sălaj, însă din fericire nu s-au soldat cu victime omenești, doar cu pagube materiale însemnate. 16 județe din vestul, centru și estul țării se află sub atenționare de cod galben. La Zalău plouă, iar la munte sunt așteptate ninsori viscolite.